Domnilor, mulțumesc pentru faptul că astăzi ați binevoit să dați curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Vă informez de la bun început că susțin această conferință de presă în calitatea mea de vicepreședinte regional al Partidului Național Liberal. Această conferință de presă face parte, este prima dintr-un șir de astfel de manifestări ce vor avea loc în toate cele 5 județe ale regiunii sud-vest Oltenia. Vreau să aduc și mi se părea corect și firesc să încep aici acest șir de conferințe de presă, pentru că în definitiv sunt parlamentar de Olt și sunt și membru al acestei organizații județene a Partidului Național Liberal. Am 3 subiecte să aduc în fața atenției sau în atenția dumneavoastră, 2 cred eu de interes național și unul de interes județean. Primul face referire la pregătirea, sau mai bine zis, la precampania pentru alegerile prezidențiale și pregătirea campaniei pentru aceste alegeri prezidențiale. După cum bine știți, Partidul Național Liberal a fost poate primul partid din România care și-a anunțat candidatul în persoana actualului președinte al Republicii, domnul Klaus Iohannis. Al doilea subiect vrea să facă referire la situația socială, economică și politică în care se regăsește astăzi România prin acest guvern, cred eu, în momentul ăsta nelegitim până când nu vine în fața Parlamentului și destul de toxic. Iar al treilea subiect, așa cum spuneam, cu, cred, de importanță județeană, face referire la un bilanț pe care îl fac în fața cetățenilor prin intermediul dumneavoastră, un bilanț al acestui mandat cu toate proiectele legislative, cu cele care au devenit legi între timp, cu interpelări, cu întrebări, cu moțiuni și așa mai departe. Bun, o să încep cu primul subiect, așa cum am mai spus. Președintele României, Klaus Iohannis, este candidatul Partidului Național Liberal. Cred că, și lăsăm la o parte orice dorință de subiectivism, cred că președintele Klaus Iohannis este persoana cea mai îndreptățită să obțină un nou mandat pentru funcția prezidențială și am să aduc câteva argumente. Acestea sunt nenumărate, dar dați-mi voie să enumer câteva dintre ele. Este persoana care, dacă faceți o comparație cu predecesorul său, este persoana și președintele care nu și-a dat în cei 4 ani și jumătate de mandat niciodată haina constituțională jos. Este un președinte care nu a ieșit din barierele Constituției României. Este cel care s-a luptat, aș putea spune, asidu cu actuala formulă guvernamentală, cu actuala formulă parlamentară, care, după cum bine știți, a vrut să măcelărească legile justiției prin modificările codurilor de procedură penală și codului penal. A fost persoana și președintele care a atacat sau care a făcut apel de fiecare dată la toate pârghiile constituționale să atace la Curtea Constituțională, să retrimită pentru rediscutare și reanaliză în Parlament principalele inițiative legislative sau principalele legi pe care actuala majoritate parlamentară și guvernamentală le-a dat pentru distrugerea statului de drept. Vă readuc aminte că este persoana care a atras atenția asupra pericolului ce paște România în urma adoptării Ordonanței 13 și a mers în plină ședință de guvern, atrăgând atenția guvernanților și primului ministru de atunci asupra acestor aspecte care pot avea un impact extrem, extrem de negativ asupra României pe plan intern și pe plan internațional. Să nu uităm că acea manifestare actuală a acelui guvern din acea perioadă a reușit să scoată
piață, în stradă, peste 600.000 de români nemulțumiți de această decizie a guvernului. Totodată, dacă îmi dați voie, vă reamintesc că pe plan internațional, actualul președinte al României este o voce atât în Comisia, atât în Consiliul European, cât și în fața partenerilor noștri euroatlantici. Vă reamintesc că Klaus Iohannis, președintele României, este cel care a adus principalii actori politici europeni în România prin summitul de la Sibiu, făcând prin tot ceea ce a putut ca aceștia să-și schimbe imaginea față de România sau despre România. Totodată vă reamintesc că este, dacă nu singurul, printre puținii lideri mondiali care în timpul unui mandat al președintelui Statelor Unite a fost primit de două ori cu onoruri demne de un înalt șef de stat la Casa Albă, toate acestea și multe altele ar trebui să-i convingă pe români că este cea mai bună opțiune pentru vot la alegerile prezidențiale din noiembrie anul curent. În altă ordine de idei, prin atitudinea domniei sale, prin implicarea domniei sale la nivel european, a făcut ca România, României să nu-i fie activat articolul 7 din Tratatul European, ceea ce ar fi însemnat pentru România un dezastru fără margini. România nu ar mai fi primit banii pe fonduri europene, pe proiectele europene în desfășurare, fermierii români nu ar mai primi subvențiile pentru agricultură. Toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că președintele României, Klaus Iohannis, este o voce la nivel internațional. Punctul 2 al acestei conferințe de presă, așa cum v-am mai spus, este acela prin care vreau să atrag atenția asupra aspectelor care se întâmplă astăzi din punct de vedere social, economic și politic. Și am să încep cu faptul că astăzi este începerea anului școlar. Astăzi asistăm, dacă probabil și dumneavoastră ați văzut în presa centrală, dacă nu, dați-mi voie să vă informez eu pe această cale. Astăzi asistăm la un precedent, sau mai bine zis, la un moment extrem de negativ în istoria postdecembristă a României. Astăzi au început școala numai 3 milioane de elevi în România. Cel mai mic număr. 2.800.000 de elevi au început școala astăzi. Prima oară când scade sub... Bineînțeles, prima dată când scade sub acea cifră de 3 milioane. Lucrul acesta este îngrijorător. Coroborând cu faptul că astăzi a apărut un sondaj comandat de un post de radio independent și, pot spune, echidistant, unui sondaj de... unui... Institut de Sondare a Opiniei Publice, respectiv IMAS, prin care spune că mai mult de 33% din cetățenii României ar recomanda propriilor copii să meargă să studieze în afara granițelor țării. Toate aceste lucruri sunt aspecte îngrijorătoare pentru orice cetățean al acestei țări. Luând în calcul faptul că sunt peste 1000 de școli în România care au grupurile sanitare în curte sau nu au avize sanitare sau nu au acord de funcționare din partea autorităților, toate acestea arată faptul că suntem într-un blocaj guvernamental fără margini. Totodată, cred, și am să vă dau un exemplu de exercițiu democratic apropiat de noi, cred că actualul guvern ar fi trebuit să vină în fața Parlamentului odată ce s-a schimbat culoarea politică a actualului guvern să solicite un vot de încredere. Vă aduc aminte că imediat după alegerile europarlamentare pierdute de actuala formulă guvernamentală, guvernul din acea perioadă, guvernul elen, condus de Tsipras, premierul Tsipras, au făcut alegeri anticipate, pe care știau, conform sondajelor, că le vor pierde.
Acesta este un exemplu de democrație funcțională. Firesc ar fi fost ca acum actualul guvern să vină în fața Parlamentului, să solicite un vot de încredere, să-l obțină dacă au majoritate, iar dacă nu au majoritate, să lase noua majoritate să formeze guvernul, iar dacă nu, să mergem la alegeri anticipate, pentru că, în definitiv, acesta este cel mai înalt exemplu de democrație într-un stat. Totodată, observ cu destul de multă mâncnire că pe unde se duce, pe unde merge sau pe unde îndrăznește să meargă, mai bine zis, actualul premier al României, este primit cu destul de multă ostilitate de către actualii, de către cetățenii României. Am văzut că mai degrabă, mai curând își organizează vizite sau deschiderea anului școlar într-o comună, undeva într-un județ, într-o comună uitată de Dumnezeu, pentru că acolo este primar care are aceeași culoare politică ca domnia sa și nu va avea surpriza neplăcută de a fi primită așa cum este primită de altfel în toate localitățile României. Dacă guvernul României în acest moment este condus de o astfel de persoană, cred că este necesar ca să vină în fața cetățenilor și să solicite un vot de încredere Parlamentului sau eventual să-și depună mandatul. Sunt numai câteva aspecte pe care am vrut să le aduc în fața dumneavoastră. Totodată, vreau să vă informez că Partidul Național Liberal va avea în perioada imediat următoare câteva manifestări împreună cu candidatul său. Vom avea o regională la care vor participa, o regională sâmbătă viitoare la Constanța, unde vor participa regiunile din județele din regiunea respectivă, principalii actori politici din fiecare județ. Pe 21, iar pe care asta, probabil și filiala Olt și președintele său vor face invitații către dumneavoastră, pe 21 septembrie, la Craiova, la Centrul Expozițional din Craiova, vom avea, sau va avea loc regionala pe această zona a țării, pe regiunea de sud-vest, unde vor participa aproximativ 1500 de liberali, împreună cu candidatul nostru, președintele României, domnul Klaus Iohannis. La ora 11 are loc această manifestare. Pe această cale vă fac și eu invitația de a participa la această manifestare. În încheiere, așa cum am spus, punctul 3 al ordinii, sau mă rog, al acestei conferințe de presă, nu vreau să fiu considerat lipsit de modestie, dar cred că sunt unul din parlamentarii din județul care are activitate, nu că ceilalți n-ar avea, dar sunt unul care are activitate, zic eu, destul de serioasă în Parlament. O să vă solicit accentul să vă trimit pe e-mail, pentru că e un desfășurător destul de lung, imediat după conferința de presă, această activitate a mea. Vă informez că am făcut nenumărate interpelări către Ministrul Dezvoltării, către Ministrul Transporturilor, către primul ministru, care a fost el în cei 3 ani de zile, scurși de la începutul legislaturii, vis-a-vis de situația economică a județului Olt, vis-a-vis de starea de sănătate a județului Olt, vis-a-vis de numărul celor care au beneficiat de recursul compensatoriu și au ieșit mai devreme din închisoare în județul Olt și în celelalte 4 județe ale regiunii pe care o coordonez din punct de vedere politic, vă mai informez că i-am adresat nenumărate interpelări Ministrului Transporturilor referitoare la starea drumului expres. Pe această cale vă anunț că și dumneavoastră ați văzut, pentru că prin intermediul dumneavoastră a răzbătut în spațiu public doamna prefect a județului Olt, am văzut că a făcut o comisie din care fac parte toți factorii de decizie sau toți factorii care sunt reprezentanții autorităților ce au legătură cu această investiție. Sper din toată inima să nu fie a nu știu câta comisie sau consiliu sau întrunire sau adunare care să nu aibă niciun fel de finalitate,
Bănuiesc că și dumneavoastră, ca și mine, atunci când treceți prin orașul Balș sau când mergeți spre Pitești, vedeți lucrările care se desfășoară de o manieră, de o anvergură extrem de mare la această investiție extrem de importantă pentru această regiune în care trăiesc 2 milioane de oameni. Investiție care ar putea aduce noi investitori privați și ar conduce, iată, la diminuarea șomajului din această regiune. Sper din toată inima că această comisie să aibă o finalitate bună pentru această investiție. Veți vedea în această dare de seamă destul de serioasă, zic eu, inițiative legislative bune atât pentru județul Olt, cât și pentru întreaga țară. Totodată vă mai informez că voi redepune o inițiativă legislativă care, de altfel, a trecut, a devenit lege. Este vorba de acea inițiativă legislativă prin care se modifica un articol din legea pensiilor, prin care și cetățenii din Slatina beneficiau de o prevedere de care beneficiau alte 5 localități din România, și anume aceea că se pot pensiona cu 2 ani mai devreme din cauza faptului că am trăit într-un oraș care ani de zile a fost poluat, iar gradul, speranța de viață a fost scăzută și gradul nostru de inhalare a acestor metale grele a fost extrem de ridicat. Actuala guvernare, încă o dată, o dovadă a faptului că actuala guvernare luptă împotriva propriilor cetățeni, actuala guvernare, prin semnătura doamnei fostului ministru al muncii, respectiv doamna Lia Urduța Vasilescu, a neglijat solicitările noastre de a ține în noua lege această prevedere. Ca atare mă văd nevoit să redepun această inițiativă legislativă, fac un apel către toți parlamentarii de Olt, dacă vor, să vină să participe alături de mine la această inițiativă, pentru că, în definitiv, suntem în slujba cetățenilor acestui oraș și acestui județ. În conjunctura actuală, în care majoritatea parlamentară tinde să capete o altă coloratură politică, vă informez că s-ar putea să existe șanse ca această nouă inițiativă legislativă, să treacă și să redevină lege. Astea sunt câteva lucruri pe care am ținut cu tot din adinsul să vi le comunic. Așa cum v-am spus, este o primă conferință de presă dintr-un șir ce urmează a se desfășura în cele 5 județe ale regiunii. În speranța că am fost destul de concludent și destul de concis, aștept din partea dumneavoastră, vis-a-vis de aceste aspecte pe care le-am adus în fața dumneavoastră, întrebări. Vă mulțumesc tare mult. Și despre alte aspecte, putem decât despre finețele dumneavoastră sau vă rog. Care este relația dumneavoastră cu conducerea PNL-ului? Păi stai că nu este. Relația mea cu conducerea PNL-ului? Da. Eu sunt membru PNL al Partidului Național. Sunt membru PNL de poate unul dintre cei mai vechi din actuala conducere a Partidului Național Liberal. Sunt membru biroului județean, particip la ședințele biroului județean. Chiar astăzi voi participa la ședința biroului județean, unde vom dezbate teme de pre-campanii și implicit de campanii. La câte ședințe de birou județean ați participat în ultima perioadă? Chiar la ultima am participat. La penultima, la antepenultima. Particip de fiecare dată când am posibilitatea. Vă informez că sunt membru al organizației județene World, sunt vicepreședinte regional. Sunt vicepreședinte regional, merg de fiecare dată când sunt invitat. Am participat la ședințe de BPJ la Dolj, la CDJ la Dolj, la CDJ la Vâlcea, la conferințe de presă și la ședințe de CDJ și de BPJ la Vâlcea. Așa că particip acolo unde sunt invitat și de fiecare dată voi veni la ședințele BPJ, la Olt, de fiecare dată când agenda politică și agenda parlamentară, bineînțeles, îmi va permite. În legătură cu... Stai că am spus, că eu mă înscris să sunt primul la cuvânt, dar... Eu, cum că acolo ajungeți amândoi. Domnul deputat,
Cel mai important subiect în politica locală a fost până de curând și încă mai este faptul că PNL, Partidul Național Liberal, și-a desemnat candidatul pentru funcția la, de primar al Slatinii. În prima lui conferință de presă, în această calitate, domnul Mario Demețo, să spun că ați auzit, întrebat dacă, de către noi, dacă veți fi poptați dumneavoastră în echipa lui de campanie, a zis că a declarat că n-aveți ce căuta, Gigel Sirbu n-are ce să caute în echipa mea, până nu se rezolvă serioasele probleme de imagine, că e filmul Tărician, că chestii de genul ăsta. Pe de altă parte, și o întrebare care vine din asta, o parte din presa centrală, comisarul.ro, îl dă domnul candidat al PNL că ar avea o legătură cu PSD-ul. Că și președintele filialei județene ar ști că are o legătură cu PSD-ul. Ați văzut articolul ăsta pe comisarul.ro? Adică scrise de Pălășescu. Pe G4 Media, nu doar comisarul. G4 Media, știți, pe sursă, sunt mai multe. Pe curtea 24? După cum știți, Partidul Național Liberal, ca de altfel în toate organizațiile politice din această țară, de-a lungul timpului există diverse diferențe de opinii. Da? Sunt lucruri pe care, mă rog, anumiți actori politici din organizațiile politice le îmbrățișează sau nu. După cum v-am obișnuit, niciodată, în toți anii de când fac politică, nu am adus în fața opiniei publice lucruri care țin de bucătăria internă a partidului. Consider că, fiind un membru disciplinat al acestui partid, un membru care a muncit de-a lungul anilor în acest partid și care a luat partidul și l-a condus într-o perioadă extrem, extrem de dificilă a existenței sale, niciodată nu am venit în fața dumneavoastră să arunc un oroi în vreun coleg sau în propria mea organizație. Nu aș fi răspuns la această întrebare dacă nu ar fi fost vorba de persoana mea, de numele meu. Ca atare, mă văd nevoit să răspund. Vă informez, dragi colegi, că punctul meu de vedere în ultimii 20 de ani de când fac eu politică, nu s-a schimbat. Și anume, un PSD-ist, dacă a fost 5 minute membru PSD, rămâne un PSD-ist pe viață. Atunci când pe mine mă atacă un PSD-ist, nu pot decât să consider că mi-am făcut datoria. Când un PSD-ist spune despre mine că am grave probleme de imagine, că nu știu ce am făcut în viața mea, o mică paranteză, știți destul de bine, n-am fost trimis în viața mea judecată pentru diverse fapte de corupție, n-am avut în viața mea, sau cel puțin nu știu să am eu până acum plângeri penale, urmăriri penale și așa mai departe. Și vorba aceea, nu mă cunoașteți poate mai bine decât mă cunosc alții, am avut nenumărate funcții de conducere în statul român. Dacă un PSD-ist, repet, mă acuză, înseamnă că mi-am făcut datoria și îmi voi face datoria în continuare pentru cetățenii care m-au votat. Nu vreau să mai dezbat acest subiect, îl voi dezbate cu siguranță în ședința de astăzi seară. Voi întreba și eu de ce nu se respectă procedurile statutare, pentru că, în definitiv, candidatul la primăria Slatina trebuia votat și validat de către biroul județean, nu biroul județean trebuia să ia apt. Și voi întreba și eu de ce chiar această organizație cu membri valoroși, cu oameni puternici, cu oameni cu greutate, nu are în mijlocul ei sau în interiorul ei un membru care să poată candida la primăria Slatina. Sunt lucruri la care eu vreau să am răspuns, dar cum v-am spus, încheie aici, acestea sunt chestiuni pe care le vom dezbate în interior, pentru că, în definitiv, cred eu că interesul fiecăruia dintre noi, membrii PNL, este ca organizația căreia îi aparținem să meargă bine și să lucreze pentru scopul ei final, binele cetățenilor. Vă rog, alte întrebări. O întrebare de aici, dumneavoastră, în calitate de
membru BPJ, vicepreședinte regional și cel de funcție de conducere la partidul partid, la nivel central. Ați fost întrebat referitor la desemnarea acestui candidat, membru al PNL sectorul 1? Nu. Era normal să fiți întrebat? Adică... Din punctul meu de vedere, da. Din punctul altora de vedere, nu. Vă rog, alte întrebări, dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt... Vreau să vă întreb un lucru. Mă uit de vreo câteva dăți de câte ori într-un serios, așa aproape fiecare dintre mine ținem locurile pe scaun unde sunt. Sunteți un om care aveți expertiza să fiți de acord cu ceea ce a ne nega propria istoria, înseamnă a ne nega existența noastră de astăzi. Eu văd încă, la o distanță metru, absența pozei, să zicem, în felul ăsta, e vorba de o imagine fotomanică a președintelui dintr-o vreme a acestui partid la nivel de centru. Și văd scris în loc în cauză Călin Popescu Tăricianu, dezertor, breloc PSD. PSD. Chiar trebuie să facem asta, chiar sunteți de acord cu textul în cauză, ca în locul lui să fi fost pentru timpul în cauză. Una dintre cele, pentru timpul în cauză, calitatea de președinte al PNL-ului, al lui Călin Popescu Tăricianu, s-a suprapus poate cu cel mai mare boom de creștere economică a țării ăștia în care astăzi doamna Tăricile ne cheamă la școală. Domnul Dorobanț, nu eu am făcut acest lucru, nu mi-e trebuit să-mi adresați această întrebare. Eu nu neg istoria propriului meu partid, chiar o cunosc foarte bine. Nu eu trebuie să dau răspuns la această întrebare, ci cei care au făcut. Mă întreb de ce pe Câmpeanu nu l-au dat jos, că și el a plecat din PNR, nu știu. Și mă gândesc mai departe că după, iată, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, văd că după președintele Chin Antonescu lipsește și imaginea pentru o perioadă de președinte al acestui partid, al candidatului pe care îl țineți pentru al doilea mandat de președinte al țării. Claus Iohannis a fost și el președintele PNR. Nu mă întrebați pe mine, nu pot să răspund la acestea, nu eu. Eu când am fost președinte, acea galerie era completă. Spuneți că n-ați fost întrebat în legătură cu desemnarea candidatului. Până în iarnă, în primăvară, se tot vorbea de organizarea unui sondaj intern, în urma unei competiții interne pentru desemnarea candidatului, competiție care a fost până în luna martie, s-a terminat. Sondajul ăla n-a mai fost. Atunci a fost angrenat în discuția asta, că se face nici atunci. Păi dumneavoastră nu mai aveți comunicare cu... Nu, eu am comunicare, dar de acest lucru se ocupa organizația municipală. Organizația municipală propune organizației județene, iar organizația județeană validează sau nu candidatul la primărie. În baza unor sondaje. Deci organizația municipală, așa este statutul. Și validată cu ședință de birou la care dumneavoastră a fost... Acum s-a făcut invers? Puteți să ne spuneți? Nu știu. Mă gândesc, nu știu. Mă înțeleg că vă gândiți, eu m-am interesat, nu s-a făcut. Ea a fost desemnat? Nu. Că cum? S-a făcut ei? Nu știu cum s-a făcut. Nu știu, nu mă întrebați pe mine, eu am aflat din presă, dragi. S-a dat vot cum... Păi până la urmă, aveți o relație stabilă, normală, cu organizația, cu conducerea PNL-ul? Conducerea PNL-ul, președintele... Dacă nu vă întreabă nimeni nimic, vă veniți la ședințe. Doamne, discutăm instituțional. Vă trimite scrisori? Discutăm instituțional la ședințe. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Am tot văzut în ultima perioadă, ați avut nenumărate postări, ați participat la campania asta de strângere de semnături și ați fost la diferite locații din municipiu. Nu numai în județul, să ne zic. Sunt convinsă că nu numai sunteți în județul din regiune. Și am avut curiozitatea să mă uit pe pagina dumneavoastră și în urmă la campania la europarlamentar. Și n-am văzut nicio asemenea postare. Să înțeleg că dumneavoastră nu v-ați implicat în pentru strângerea de semnături la europarlamentare, nu v-ați implicat în campaniile europarlamentare pe OLF? Dacă ați fi analizat pagina mea de Facebook... Am analizat-o, că de asta vă și întreb. Ați fi văzut că m-am implicat în campania de la europarlamentare? Nu, v-ați implicat la campanii la nivel național, asta s-a văzut. Eu vă întreb, coborând la OLF. Am înțeles, nu? Apreciez foarte mult că ați venit cu temele făcute. Eu fiind vicepreședinte regional, mă implic acolo unde sunt solicitat, doamna. Unde sunt solicitat? Colegii mei de la Slatina, cei care erau la porturi, m-au invitat să merg să strâng semnături, am venit. V-au invitat la europarlamentare? Nu m-a sunat nimeni să mă invite. Am fost la Dolj, v-am spus, am fost la Vâlcea,
acum la prezidențiale. Acum și de la Dulce. La prezidențiale voi veni, doamna, voi veni chiar cine invitat. Pentru că în definitiv un om trebuie să ducă să-și facă datoria chiar dacă nu e invitat. Domnul președinte, cumva urmărea întrebării colegii referitor la relația cu conducerea organizației județene. De ce conferința asta de presă pe pagina dumneavoastră, am înțeles, și nu pe pagina filială de Facebook? Nu întrebați pe mine, nu gestioneze pagina de Facebook ca filială, eu gestionez pagina mea de Facebook. Păi nu, dar în trecut ne obișnuiam să transmiteți pe pagina organizației. Acum ce s-a schimbat? Toate conferințele erau. Probabil s-a schimbat politica. Acum discutăm de alegeri prezidențiale și... Domnul deputat, până urmă tot acolo, vom vorbiți tot acolo, la adus. Vă rog, este cea mai bună opțiune pentru țară prezența doamnei. Am așteptat să mă întrebați despre subiectele pe care le-am adus în fața dumneavoastră. Despre situația... Astea le merge tot timpul pe televiziune centrală. Vă rog, este cea mai potrivită opțiune pentru țară prezența doamnei Rovana Plum ca și comisar pe transporturi? Este un dezastru pentru România. Este un dezastru pentru România. Vă aduc aminte că doamna Plum are probleme de integritate, probleme penale, pe care trebuie să și le rezolve în interiorul României. Dacă actualul partid de guvernământ nu a găsit un om care să fie deasupra oricei, oricărei bănuieli sau oricărei nu știu, posibilități de a avea o astfel de bănuială, cum că e urmărită penal sau are probleme de integritate, stau să mă gândesc oare ce partid de guvernământ mai este ăsta. Normal că doamna Plumb nu face cinste funcției pe care o va ocupa. Vă aduc aminte că și polonezii au propus un candidat care avea probleme și s-ar putea să vedem că îl vor retrage. Nu știu de ce au insistat cu propunerea acestei doamne. Bănuiesc că în Partidul Social Democrat exista un expert pe zona respectivă care să nu aibă astfel de probleme de integritate. Nu înțeleg mecanismul de organizare, de funcționare și de gândire al Partidului Social Democrat. Cred că dânsii ar trebui să dea un răspuns la această întrebare. Vă rog, domnul Săghia. Ați afirmat textual că un PSD-ist care a fost 5 minute PSD-ist e pentru toată viața... E punctul meu de vedere de 20 de ani și știți că nu mi l-am schimbat. E pentru toată viața PSD-ist. Înțeleg că onor candidatul dumneavoastră al PNL-ului de aici pentru primărie e un PSD-ist. Așa se va rostogoli în electoratul liberal din Slatina. Nu credeți că a făcut un rău candidatului din start cu afirmația? Domnul Sârghie, eu nu am făcut niciun rău acestui candidat. Domnia statului să vină în fața societății, în fața orășenilor, în fața slătinilor și să spună. Eu am citit la dumneavoastră în presă, nu neapărat la dumneavoastră, am citit în presa locală că domnia sa acum ceva timp a fost membru PSD, a fost membru, a fost mâna stângă, dreapta, a fost primar. Pe DSR. Pe 2004 era PSD. A fost pe DSR. Pe DSR, că nu se intra în PSD. Nu spuneți că acum că Ponta nu mai e PSD. Nu spuneți că Ponta nu mai e PSD-ist. Dacă îmi spuneți asta, îmi dați inteligența. Și Moța pot hiperbolizat. Dar am spus acest lucru, nu referindu-mă special la el. Eu consider că cine devine PSD-ist odată, moare PSD-ist. Știți lupta mea de 20 de ani cu acest partid și cu reprezentanții acestui partid. Asta am spus. Nu am spus că acest domn este sau va fi sau a fost PSD-ist. Am citit în presă și dacă lucrurile așa stau și înțeleg că a și spus că a fost un alt, bun, ar trebui să lămurească că n-a avut astfel de... Ați dat un răspuns metafora. A spus că el când avea 6 ani în spatele locului a fumat o țigară, a tras un fum de țigară și a fost foarte rău. De atunci n-a mai pus mâna a doua oară pe țigări. Așa și cu PSD-ul. Chestii personale. Era un trabuc cubanez. Aici am progres să vă cubaneze. Era un trabuc cubanez. Cine n-a fumat în spate? Vă rog, dacă nu mai stați întrebări. E adevărat că ați vrut să formați un birou interimar înainte de europarlamentar? Așa era gura târgului. Nu, eu formez biroul interimar.
doamna voastră, doamna voastră, ce puteți? Mi-ați adresat o întrebare. Da. 1. Conform statutului Partidului Național Liberal, un birou interimar îl formează birou executiv național. Nu sunt eu în măsură și nu am căderea să formez birou. Eu cred că dumneavoastră ați înțeles exact ce am întrebat. Nu, adică m-ați întrebat dacă am oficiale. Că... Doamne, m-ați întrebat dacă am vrut să formez un birou interimar. Da, pentru că se știe foarte bine că au fost câțiva membri pe aici din organizația PNL-ul care nu sunt de acord cu actualul președinte și care voiau cumva să sape actualul președinte și să facă din două un alt fel. Vă rog să mă credeți, este prima dată când aud acest lucru. Este prima dată când aud acest lucru. Auzit de alegeri. Eu nu am auzit. Credeți-mă că nu am auzit. Și dovadă că, dovada via faptului că nu are corespondent în realitate, pentru că asta se rostogolea. Era imposibil să nu ajungă și la urechile mele. Cum au ajuns și să nu credeți că nu... Nu, Geta, cred că vrea să zică de altceva. Geta, voi, uite, de ce mi-am scris și eu în partea acolo. Dacă ați cerut în cadrul unui post statutar al organizației de la ori, un vot de încredere pentru mandatul președintelui Liviu Voicu Descu. E bine, Geta? O corectă, e bine? V-am spus și am văzut că sunt binevoitori în cadrul acestui organ de conducere al PNL-ul, care tot transmit către dumneavoastră și sunteți bine informați și normal să fiți așa. Ceea ce se discută în biroul județean, Olt, și nu are acceptul acestui organism de conducere pentru a fi comunicat publice, nu am puterea și nu am căderea să vă comunic. Un lucru este cert. Eu n-am solicitat birou interimar niciodată conducerii centrale, pentru că numai conducerea centrală poate să facă acest lucru. În momentul de față, organizația OL are o conducere statutară aleasă, este în funcție, nimeni nu-i contestă dreptul de a conduce, singurul lucru care se iscă zilele astea este că avem un statut, un regulament, după care funcționăm. Dacă noi nu le respectăm, nu mai putem cere și altora să le respecte. Asta este singurul lucru.